Ei, salut! Eu sunt Cosmin și bine v-am găsit la un nou episod. Primul episod de pe comunitatea Fubletă, din câte cred că vedeți și voi. M-am apucat de acest server pentru că îmi place mult comunitatea, îmi place cum este făcut serverul. Și cam astea au fost motivele. M-am și plictisit de serverul vechi, au fost și câteva probleme, așa că vi le-am spus, nu cred că l-am spus. Dar au fost probleme acolo. Și suntem cu un Audi R6. O să prezentăm caracterul nostru. Hai să facem o de asta aici. Sper că nu mai ia poliția pentru asta. Treceți, că ăsta e Am abandonat înțeles. autobuzul. Ok, polițistul ne-a permis să trecem. Bun, o să mergem la magazinul de haine să ne schimbăm puțin. Și după, vă dați seama. O să prezentăm caracterul. Caracterul meu din joc se numește Cosmin Ferucci. Este un om simplu, momentan. Hai să mergem să găsim o parcare pe aici. Un om simplu care încearcă și el să facă câțiva bani acolo. Se descurce. Vreau să-și ia și el un erot. Să fiu mai șmecher. Un Audi R8. Lucrează și el la ce poate. Momentan la șofer avansat, că e șofer de mic, el așa e șmecher. Să vedem dacă avem bani ceva în buzunare. Da, avem. O să mergem să ne schimbăm. Hai să ne luăm, să vedem deci. Asta e geanta, nu avem treabă cu geanta. Ce faceți, domnul? Domnule, eu n-am făcut nimic, dumneata e parcat aici în stația de autobuz. Eu vorbesc de Dacă afară. nu-ți convine reclamă, mă la firmă. Ah, bine. Uite că dacă nu-ți convine, reclamă-mă la firmă. Auzi? Bun, o să ne schimbăm, dar nu știu cum acum. Să ne punem această maletă minunată. Să o punem neagră, că așa îmi place mie. O să... hai să schimbăm și... Să-mi punem niște ochelari. Și ochelari ca realitate. Să vedem dacă găsim. Știu 100% că erau. Uite, erau ceva de genul ăsta. Transparenți, dacă se poate. Op. Ăștia mi. Bun, hai să băgăm niște cerți. Nu băgăm cercei, că nu sunt chiar așa. E cam atât aici. Ia să mergem la alt de asta de îmbrăcăminte. Schimbăm papucii ăștia. E prea de bombardier. Bun, hai să băgăm și pantofi pentru că o să ne îmbrăcăm la costum frumos. Ca băieții. Ok, din câte observ... Ah, bă, nu, uite că au... Nu, au textură, ok. Bun, vreau niște ăștia negri, perfect. E că îl îmbrăcăm acum pe Cosmin Ferucci. Frumos. Tricou. Jack, hai să vedem Jack. Să băgăm un sacou din câte am spus. Ok. Bă, arată și mai chiar al tornul ăsta, nu-i sacou, practic. Să vedem mai textura. Alb, nu, o să-l las negru. O să scoatem și geanta asta pentru că nu am geantă și practic n-am nevoie de o față de asta de geantă. Deci o să o scot de aici. Altele. O să dau așa până aici, până la 0. Aici. Și fără geantă. Hai să schimbăm și pantalonii ăștia de bombardier. Băgăm o pălărie, ca așa îmi place mie. Cam pe serverul ăla, care mai fost eu. Dar nu băgăm de asta de polițist, că e prea aș. Băgăm una, uite așa. Cum arată și mafiot? E acum nu mai e șofer, e șofer mafiot. Cu asta se ocupă, cu mafii, cu dale. Da, îl glumesc, vă dați seama.
Hai să punem așa. Și să las așa. Urmez, mă, ce aveți. Ce de motociclist? Hai odată, o găsesc și pantalonii aia șmecheri. Îmi pare rău că se audă tastatura, că mi-a trebuit green switch. Ups, ăștia nu că sunt prea așa. Ăia sunt sirgen. Vedeți imediat, a, uite ăștia. Ăștia, perfect. Asta zic, acum dăm F5, a, nu F5, F6. F6 stiluri de mers, îl băgăm pe gangster. Acum ar face mafiot, știți, adică a devenit mafiot într-un timp. Unul Franklin gangster ăsta. Ăsta l-aveam și pe serverul trecut. Deci, practic ne-am îmbrăcat. E iarna afară, chiar dacă e soare așa și unii sunt îmbrăcați în tricou. Dar practic e advanced roleplay și suntem în momentul ăsta. Și practic acum la noi e iarnă, deci trebuie să ne îmbrăcăm, să ne îmbrăcăm puțin mai gros. Mi-am făcut caracter la ăsta. Paru că a fost desinca, acum o să repar mașina, că sigur e stricată. Practic, la noi... la noi iarnă și... Na. Ah, și ce ziceam de părul lung? La ce mi-e părul lung, așa m-a plăcut de mult. E polițistul cu radarul pe mine. Uite că mi s-a aprins aia de la Windows. Mi-a schimbat placa de bază și n-am licență pentru... Uite pe stat transport la pușcărie. Uite că dau și eu pe roșu că... Dar n-ar băga sirene ca să... Uite ce frână îmi pune bătul. Dacă băi... Ia, ia uite, accelerați. Da. Să vedem cu ce să ne ocupăm. O să lucrăm pentru organizație, ceva vedem noi. Dar de asta oficial, așa, ca să fie, să fim șmecheri. Să mergem să ne spălăm și să ne reparăm în același timp. Cazanu. De Audi. Frumos. Bam, bam, bam. Ia uite aici. Lux. Mă enervează doar că e buguit așa când intri, doar că e suspensia foarte lăsată. Și na. Uite pe ăla cum se aude. Față de-a meu. Băi, prea și mecher culoarea aia, mă, frate. Să vedem, avem bani. Hai să schimb și o culoare dacă ți-o mi-a dat ideea băiatul ăla. Vopsea. Metalică. Știu direct ce culoare îi pun. Îi pun... E că vedeți voi imediat, culoare. Frumos. Frumos. Hai că am vorbit. Culoare frumoasă. Să băgăm un de la închis. Se numea el. Ăsta-i. Așa. Cu perla. Să vedem noi dacă o găsim. O culoare închisă rău. Ăla și-a schimbat culoarea, dar era superbă culoarea. Dark purple, nu, op, asta e. Bam, dar uite-mă, încă n-ai cum, mă, uite cum arată. Parcă arăta mai bine alb, sincer. Sau, hai că vedem acum afară cum arată, dacă nu-mi convine o să schimb. Parul, singurul
dezavantaj pe care îl are mașina asta sunt farurile. Tu nu cum se bagă la. Farurile astea parcă nu prea îmi plac când le pornești și arată meh. Schimb, îmi place linia asta. Și uite când îi dau avarie. Mamă, e prea șmecher. Mie nu prea îmi plac audiurile. Up, hai să scoatem pe aici ușor. Mie nu prea îmi plac audiurile, doar că ăsta E8-ul și A5-ul. A, mă plâng! A, o se putea. Văd pe ăsta cu RS3-ul lui. Mi-am dat din greșeală viteză, dar n-am vrut. Nu, că n-arată așa rău. Îmi place cum arată, serios. Ia uite aici mașină, ia uite. Dar nu vreau să-i dau pe filmare, că după e prea așa. Să mergem acum să o băgăm acolo în garaj frumos. Hai să-i dau părul și cum a plictisit deja. Hai mă, vărule, ce faci? Dar McLaren de la vechi. Dar ce-aș putea să spun? Cam asta a fost, cam asta e caracterul. Așa arată el. A fost un bombardier, acum e mafiot. Că na, așa se transforma. Sper că v-a plăcut video. Două clipuri, practic. Dacă v-a plăcut, lăsați și voi un like. Și ne vedem data viitoare, probabil cu un job sau cu... cu E8-ul. Facem vlog, facem car vlog cu E8-ul. Concert din first person, că e interiorul prea mișto. Eu am fost Cosmin. Să aveți o zi bună.